Salut tuturor, sunt Andrei alături de Geu și bine v-am regăsit, oameni buni, în sfârșit la un nou episod dintre noastră de Mini UHC aici pe serverul nostru play.minecraft-linius-romania.ro. Și fraților, nu uitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, pentru că voi ați vrut să revenim cu această serie și iată-ne că punem un nou clip. Geu, unde ești? Geu, nu mă părăsi. Ne-a aruncat deja? Da, mă, în nabletul, unde ești? Eu sunt pe un copac, poți să mă mai... Da, scrie în dreapta, damage, mai ai 10 secunde, poți să te arunci. Gata. Oh my god, vei putea fi rănit în 10. Ai văzut eu acum update-ul super super șmecher de la noi de pe server. Oameni buni, vă așteptăm aici. Deci vă așteptăm aici pentru că după cum v-am spus, revenim cu seria. Și o să postăm destul de multe clipuri. Lol, crești la câte blocuri ești de mine. Da. S-am și direcția unde ești, ce în stânga, da, dreapta, boss, sus. Da, boss, normal. Mersi pleile că m-ai dat în junglă. Deci, oameni buni, încă o dată, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem acolo foarte multe like-uri, mai ales dacă ne susțineți, și haideți să vedem ce reușim să facem în această arenă. Cred că ar trebui să mergem să căutăm o peșteră, Geo, dragul meu. Nu? Dar acum, dacă sunt în timp, o să fiu pe global. Da. Uite, dacă scrii ceva, apare cu echipă verde și pui arond înainte și scrii pe global. Gen. You know? Mamă, în sfârșit sunt și eu global. În sfârșit a luat Geo globalul. Geo, vină încoace, camionele. Hai repede să căutăm tot ce trebuie. Bă, da, ne-a dat în junglă, bă, ești nebun, sunt 32 de jucători și 16 echipe, acum știi, Geo, că gen, te dau automat între echipă, acum ai și solo și team. Cel mai șmecher server din Franța acum. Normal, Arabia Saudită, ești nebun la cap. O, da, și știți și voi foarte bine că acum Mini UHC chiar e Mini UHC, adică în 30 de minute se trână arena. Știi cât de repede se duce border-ul, boss? În 30 de minute maxim? Nu, în 10, da, 30 de minute maxim durează arena, adică marginea începe să se scurteze practic la 20 de minute de când a început jocul. Uite, te scrie și în dreapta, știi? Și văd că se spunează animale mai multe acum, nu știu. Da, depinde și de baie. What the fuck? Ce bă, player pe aici? Da, te clipat. Cam toată mâncarea. Dă 3 bucăți, porcul? Random, între 1 și 3. Ok. O, da, și acum momentan minereurile trebuie prăjite. O să vedem după dacă o să facem la loc, gen să nu mai trebuiască prăjite. Mă gândesc că ar fi mai ok să nu trebuiască prăjite, dar hai să vedem cum este și așa. Nu, bă, unde ești? A, da, stai că poți veni spre mine. Am uitat de asta. Ce ștecher. A, da, și vezi în tab cum arată frumos, așa că suntem cu echipieri și chestii. Mamă. Chestii faine, bă, nene, bă. Deci, mecher, că mi-arată în față. A, deci nu mai trebuie să-ți spun eu în ce direcție, să vii tu spre mine, să înțeleg. Da. Am văd că fugem amândoi în aceeași direcție, de-aia mă îndepărtez încet, încet. O, te apropii, bă, nebunule, bă. Să zicem și noi aici, salut. Salutăm și noi lumea. Și hai să vedem dacă găsim o peșteră. Repede, repejor. Pe aici, Geo! Da? Unde e peșteră? N-avem. Geo, peșteră, te rog frumos. Sper că mi-a apărut o eroare pe Dar eu te rog frumos, Geo. Este și Anita aici, oameni buni, dar nu vorbește aparent. Acum am văzut în dreapta că ieșea pe Skype și e și pe server. Este rușine de noi. Geo! Da? Ești la 10 blocuri? Da, ești aici în apropiere. Ești aici în apropiere. Și acum zic că este mult mai interesant, adică foarte multe persoane au scris în comentarii când am făcut acel clip informativ că este mult mai ok acum că durează mult mai puțin, frate. Adică ajunge de la 500 de blocuri, mă rog, începe să se scurteze marginea și de la 500 de blocuri la 50 de blocuri, adică maximul cât se poate scurta în 10 minute. A, deci easy peasy. Și după 20 de minute începe să se scurteze marginea, în 10 minute ajunge practic în cel mai mic loc, adică în 30 de minute, 35 de minute se termină arena, ceva de genul, știi? Da. Bă, Geo, nu găsim nimic, e o junglă nenorocită. Nenorocită. Suntem în jungla amazoniană aici, oameni buni. Ne luptăm în jungla. Îl găsim pe Tarzan aici. Cum ai făcut, dude? Oh my fucking god. Nu, serios, trebuie să găsim minerul, Geo, ce facem? Ce facem, Geo? Ce se petrece aici? Stai să-mi iau X-ray. Deci trebuie o peșteră. Ce să-ți iei? X-ray. X-ray. Oh my god, Geo vrea X-ray, oameni buni. Uite aici ce e. Dar, oh, am găsit templu. Dar știi că nu merge X-ray-ul. Aici pe UHC nu merge X-ray-ul pentru că este enable sistemul ăla de la Spygot. Anti-X-ray. Verificat și testat. Pe unde intrăm? Trebuie să intrăm pe undeva pe aici, Sparge. Pe sus, dacă nu mă înșel. Sta, mă, că intru eu pe aici frumos, pe sus, Geo, spargem, Geo. Gata, am intrat. Ai intrat? Da. A, bine, hai că spargi și atunci. Dar parcă erau capcane pe aici. Da, a, ai grijă. Băgam i-aș. Hai repede, deci dacă găsim aici ceva fain. Am găsit și capcana chiar. Dar știu că aici nu prea se găsesc cine știe ce chestii, sau se găsesc. Nici n-am pierdut 2 inimi jumate. Serios? Păi e capcana cu săgeți. Mi se pare că găseam golden apple pe aici. Pe aici? Parcă. Bă, s-ar putea. Mi-e frică, e întunecat și mi-e frică, Geo, să încerc să plâng. Nu mă vezi unde sunt. Da, te văd. Sunt în spatele tău, ești chiar?
Uite, iar a tras aia după mine, nenorocit. În spatele tău. Bam, bam. Gata, am făcut un pickaxe shot ăsta mai bun de stone, nu de lemn. Sper că nu mai trage de undeva acum. Uite, cufăr. Stai să nu fie capcan. Rotăm flash. N-a fost capcan. Nu, aici e capcan. Nu, am dat eu. Ai avut noroc, stai, doamne. Am luat săgeți, asta e bine. Ai luat săgeți? Ah, da, și găinii ne dau și feather boss, adică poți face. Dacă a fost capcană cu ață, n-ar trebui să mai fie ață pe aici. Nu știu, Manda, uite, eu știu că pe aici era o chestie ascunse. Uite, am mai găsit ceva. Am găsit un piston. Am 3 am 3 string și am și 18 săgeți. Am găsit 3 gold. Bă, ești nebun, am găsit un templu. Oh my god, și atâta, două cufere sunt templu, nu? Nu știu. Altceva mai trebuie să fie pe aici? Parcă dacă făceam asta, mecanism. Dă-l mă, numai să hai să plecăm. Hai să mergem sus, da. Mai bine căutăm minerul. Știi că în 4 minute se activează PvP-ul și noi suntem cam rim, nu? Stai, boss, cel că nu murim noi. Bine, nu murim noi. Oameni buni, noi suntem forță brută. Noi nu murim. Noi trăiește. Noi nu murim. Ai zis că ai găsit gold? Da, trebuie bucăți de gold, din păcate. A. Mai atât de puțin. Măcar putem face arc acum. A? Putem face arc. Uite, pepeni. Bă, mâncare avem, putem face și arc, da? Acum s-a rezolvat bug-ul înainte, știți că dădea numai carne la gain. Acum ai o șansă să dea și carne și feather. Deci nu-i problemă, uite acolo e ceva în fucking... Bă, de ce ne-a dat în această junglă amazoniană? Mă disperă. Geo, scoate-ne de aici. Instinctul meu de cercetaș. Sunt Andrei, scoate-mă... pe acolo, instinctul meu spune că pe acolo... O, e o lucerea să cad acolo. Oh my fucking god, bun. Ok, mai sunt 3 minuțele, Joe este la 4 blocuri în spatele meu. Super tare, asta e un pic să dezactivez eu. Hai să dezactivez eu de tot chat-ul, n-am nevoie de el. Marginea la 500 de blocuri. Ok. Oh, peștere, te rog. Da, Joe, cea mai mare peștere aici. Cobblestone. Știi că trebuie să facem repede pe jor furnal, să o prăjim. Aolo, dar chiar am uitat. Te-am zis. Asta înseamnă că e ceva timp în plus că am pierdut. Începe PvP-ul în 3 minute. For fuck's sake. Nu, cred totuși că o să dau să fie minerăurile deja prăjite. Ai un crafting? Da, am un crafting. De ce? Pune-l și tu undeva. Nu mai ai cum să ieși de aici, genius. Aolo, dă-te că... Dă-te din fața mea că te bat. Așa e, mai văzut că se poate. Nu, fii atent, ia crafting-ul de aici. Faci tu furnal? N-am din ce. Ai din ce? Fac acum, dacă... Stai că fac eu, atunci. Gata, am făcut eu. Bam. Am făcut eu furnal, îl punem aici, trebuie repede jurul să punem să prăjească. Hai să ne mișcăm mai repede, mai sunt 2 minuțele. Uite aici niște oi, mai avem nevoie de oi? Ia-le ca să... Cine știe că nu avem nevoie. Who knows. Dar știi care e problema? Că asta nu e o peșteră, unde suntem noi, Geo. Știu. E o chestie, e o... Nu știu. O găurică. Eu zic că arcul ar fi bun acum să-l facem. Aaa. Ar fi the best. Păi fă arc, Geo. Ia de aici, ți-l arunc. Am string. Ți-l arunc feather. Pentru săgeți în caz că ai nevoie. În caz că ai nevoie. Facem repede o săbiță de fier. Ții tu arcul, da? De fier. Ce? Uite, 17 săgeți. Oh my god, mi-ai dat și arcul și săgețile beton. Bă, ne ajută foarte, foarte mult arcul ăsta. Știi? E super, super tare. Ok, unde mai găsim noi... Joe, avem o problemă, n-avem fer. Și într-un minut începe. Cred că foarte mult sunt în mină. Dude. Am putea face să minăm noi, să facem o peșteră, dar nu știu. No, du-te tu, du-te repede și caută. Ai mâncare la tine, da? Am o bucăți de carne. Ia, ți-am mai aruncat eu aici niște carne, du-te repede și caută și o să vin după tine, gen după ce se prăjește ăsta, să aștept să se prăjească. Eventual îmi fac și o pereche de pantaloni și o să fiu letang. Și dacă dau de alții, ce fac? Fugi, nu știu, anunț. Oricum, eu văd acolo în ce direcție te duci. Direcția aia la 40 de blocuri aproximativ. Deci e super ok. Vreau să vă încă o dată vă aștept și pe voi pe server. Aici, la mini OHC, în curând. Cred că cel mai probabil o să facem să dea iarăși minerourile deja prăjite. Pentru că, na, totuși e mini OHC. Am... Fumă-mă, am dat de border. Serios? Da. This is not good. Vezi că border-ul o să începe. Da, o să începe, what the fuck, o să înceapă să se scurteze imediat. Stai că vin după tine, uite, în direcția asta. No, 100 de blocuri, nu ești foarte departe, dragul meu, geostyle. Stai să pun eu... să fac eu niște pantalonași. Bă, mă ajută pantalonii, nu știu cum să spun. În sfârșit merge și mie să-i filmez 60 FPS. Da? E beton. De ce? Cum? Ce ai făcut? Stai, ce? Păi mi-am reinstalat Windows, că înainte aveam prea multe în calculator și nu mai mergea. Prea multe pornache în calculator avea geo înainte, oameni buni. Nu trebuie să știe nimeni acest lucru.
Ok, hai să omorăm aia asta. Uite, mai multe oi aici, băi, ești nebun. Ce căutați mai aici în junglă? Nu vei sete? Oameni, de toate de-astea? Nu, nimic. Cred că... Stai. Ai găsit ceva? Vezi că PvP activate, boss. Nu știu cum să spun, dar... Le PvP has been activated. Și vin spre tine acum. Așa. Și? Se intră acolo pe peștera mare? Pa. E peștera mare sau? Nu. No. No? Deci asta înseamnă că trebuie să omorâm pe cineva, nu? Facem rost de iteme, că altfel we are kind of fucked up. Mamă, am crezut de la nu știu câte blocuri, am avut noroc că m-am prins de o liană. Ce nu bine, doamne, geo asta. Îți la 20 de blocuri de tine și nu te văd. Ah, știu unde, gata, acum știu pe unde ai căzut. Vai de cioaca ta, geo. Vai de your cioaca. Urcăm pe aici? Hai să urcăm pe aici. Bine că îmi pui blocuri în față. Trecem peste. Oh my god, suntem lângă border. Hai mă să ne îndepărtăm de border. Deci acum chiar e super ok, gen, să vă îndepărtați de border. Stai un pic, fac picioară. Acum e super ok să vă îndepărtați de border de la început, pentru că borderul merge extrem de repede. Chiar foarte, foarte repede. Geo, vină după mine. Bă, dar mie chiar nu-mi place jungla asta. Ai bun, era oceanul. No, deci acum s-a scos oceanul, nu mai există ocean. Ah, e bine. Mai pica ocean. Mă gândesc, ba nu bă, că totuși jungla e un biome unde se joacă, totuși, stil. Mamă, bă, dar asta chiar e junglă, frate, jungla de aia mare, nu-i imitație, nu-i porcărie. Dacă vezi ceva, îți mă anunți. Yes? Ok, fac un sunet al lui Tarzan dacă fac? Văd ceva. Oh, pro player, zâzant. Dar nu încerci de-astea. Nu încerci de-astea. Nu. Aole, iar border. Iar borderul. Bă, ești nebun, înseamnă că trebuie să mergem încolo. Hai, vină după mine. Am încercat, am încercat și-o de-astea. Am văzut, bravo. Câte inime ai pierdut? 4? Da, da. Oh my god, Geo. Mai bine mai încerc. Geo, nu mai încercat de-astea, că văd că nu-ți ies. Nu prea merge treaba, Geo, ce pot să spun. Vii după mine, da? Da. Bă, da, știu că gen... jungla asta avea granița prin altă parte. Deci... trebuia să ne întâlnim cu un alt biome, totuși. Hai să văd, că-s curios. Pac piciorul. Uite și aici o oaie. Pleacă-mă de aici. Mai multe oi de fapt le omor, că cine știe când mai avem nevoie de mâncare. Cred că deja scade mâncarea. Bă, dar sunt foarte mulți pepeni aici, tu vezi? Că sunt pepeni sunt aici la mine. Și la 70 de blocuri de părtare. Sunt foarte, foarte, foarte mulți pepeni. Se spargem, dar nu avem nevoie. Oricum n-a. Dau foarte puțin hunger. Exact, dau foarte puțin hunger și foarte puțină saturație. Deci nu prea ne ajută foarte mult pepenii aceștia. Hai că eu mă duc către centru. Dacă văd ceva, încerc să-l scot cu arcul, altfel rip. N-am ce e cam zice. Greu prin junglă, că poate da? Să stea ascuns și... Yeah. Dar poate n-au iteme, așa ca noi. Cine știe? Mai încerc o dată asta, ba... Repede, repede. Bă, da, toată mapa e junglă, fratele meu. Acum suntem pierduți în jungla amazoniană, noi suntem în templul blestemat de pe survival cu brigada. Deci, da. Vii în spatele meu, da? Mm-hmm. Dar de ce te îndepărtezi? Nu te păi mi-arată pe stânga, pe dreapta. Mergi și tu pe centru, că eu merg destul de haotic. Mergi tu așa în diagonală, eu în diagonală mă duc, boss. Și văd că ești deja la 150 de blocuri de mine, ești cam departe, ai sabie măcar? Da, de stau. Bun, în caz de orice, să poți da și tu acolo să le dai în cap, eu am de fer. Oh, oh da, ce? Oh da, Geo style, repede aici la mine, ai grijă să nu cazi. Doamne ferește. Holy fuck. Bun. Mamă, ce e aici? Peștera? Da, da, boss. Ravină, nu peșterii. Ravinoi deja, ești nebun. E peșterinio. Și trebuie în 6 minute pentru că borderul o să ne ajungă imediat. Deci în 6 minute, Geo, trebuie să fim terminați deja. Sare undeva în apă. Hai că mă ocup eu să iau fierul ăsta repede pe jur. Oh, da. Oh, da, boys. Repede, repede. Ai ajuns tu pe aici? Aproape, mai am puțin. Da. Opa, și uite și acolo niște fier. Uite ravina. Da, hello. Vezi că e puțină apă pe undeva, pe unde poți să cădești. Sper să nimeresc. Dacă nu nimerești, tripan. Eu zic să stăm cu shift-ul. Mai mult, ce părere ai? Good idea, pentru că bă, ăștia poate ne caută și dacă ne găsesc, acum cât nu avem chestii, Eric. O să e destul de nașpa. Mm-hmm. Bă, dar aici era fierul pe care l-am luat. Câte bucăți de fier am? 16 bucăți de fier, l-aș băga la prăjit, nu? Uite, mai găsit. Era și mult fier. Mamă, ești nebun, sunt mai multe ravine. Sunt două ravine care se unesc aici. Mai era fier pe sus, dar nu vreau să mă risc, așa că mă duc, uite, pe aici. Vino și tu după mine, ifiant.
stăm împreună, uite și fier acolo jos. Eu vreau întâi să ajung la, stai să iau eu cărbunele astea, să ajungem la fierul ăsta de sus. Geo, 5 minute rămase. Trebuie să ne mișcăm. We need to move faster. Foarte mult iron aici. Vino și al că e bun. Ok, se scurtează marginea. În 5 minute începe să se scurteze. Cât fier ai? 13 bucăți. 13 bucăți. Bă, cred că ne ajunge cu fierul pe care îl iau eu de aici. S-ar putea să ne ajungă. Adică eu am acum 22 de bucăți de fier și am deja pantalonii gen. Dar mai ai și tu, că mai e mult fier pe aici. Și nu uita că trebuie să-l pui la prăjit. Uite niște fier aici sus. Ai căzut? Ah, m-am speriat. Păi am mai luat o inimă de meci. Serios? Cum dracu dacă ai găsit în apă? Nu adineauri. Ah. Bam! Bun, uite și aici niște fier. Băi, deja, hai să punem la prăjit, ce dragi de-a mea zi. Deja să punem la prăjit că... Time is money, friend. Timpul înseamnă bani, oameni buni. Și o să trebuiască în 4 minute să ne și urcăm sus, ca să nu ne urcăm jos. Mai ai un hai că facem un... Mai facem un... Să facem mai multe furnale, dar n-am. Fac eu, am mai făcut eu două furnale. Pune acolo și cu coal și... Am? Da, avem mai mult cărbune. Mai pune tu. Top. Că nu mai am. Păi n-am luat, stai că iau de aici. Păi de-i... așa. Suntem aproape de nivelul diamantelor, poate, poate. Sper tu să găsim niște diamante pe aici. Mai ai niște coal. Mai aici a fost cineva sau... Ok, nu, cred că sau Nicu, lava. Tătuși, lava. Lava. Ce dau sună, lava. Pune bă coal, că aici nu avem coal, ești nebun? Acum vin. Bagă mare, Geo, bagă coal în toate, în toate să fie coal. În toate, în toate, în toate să fie coal. Mă echipez eu întâi. Îmi iau ăsta. Bă, eu deja mai am nevoie numai de cască și boots. Mai avem nevoie de fier, că mai e fier, dar nu știu dacă mai ai nevoie de el. Nu uite și aici, fier. Ce? Nu cred că ne mai ajută la ceva, dar... Pentru pe FNS și gălezi, poate. Da. Uite, vezi că trebuie să facem și găleată repede pe jur. Am găsit gold. Ai găsit gold? Da. Eu am 3 bucăți de gold, mai găsim puțin tel gold. Opa, 3 minute. Sunt, cred că 2. Și da, am văzut goldul pe care l-ai găsit tu. Da, 2 bucăți. Mai 2 bucăți? E, sunt bune și astea. Le adăugăm opa acolo la colecție. Mai sunt 19 jucători și 12 echipe. Opa. Ce ai găsit? Mai mult gold. Ai găsit mai mult gold? Da, da. Am găsit 2 acolo și încă 4 aici, cred. Eu sunt da full. Mă apuc să-ți fac... Ai ceva armură sau să fac eu? N-am nimic. Îți fac eu, mă apuc eu să-ți fac. Nu, ți-am făcut un chest plate. Să vii să-l iei încoace. Bă, e bine că aici nu prea au cum să ne găsească. Ai pickaxe adică iron? Suntem la Y14. Ce? Pickaxe iron? Nu. A, ca să luăm gold-ul? Da, da. Dă-l în măsă acum de gold, ia de aici chest plate. Întâi să ne facem noi gear-ul. Și boss, mai avem nevoie de fer. Nu cred că avem destul și pentru tine. Și mai avem nevoie de coal. Ai pus tu tot coal-ul într-un amără de furnal. Par picior. Doamne! Hai că-ți fac și pantaloni. Asta e cam mai vezi. Geo, 2 minute. Ia de aici, ți-am aruncat pantalon. Ok. Îți fac acum și buți. Ți-am aruncat și buții. Și cred că, adică nu cred, sunt sigur că suntem la limită. Eventual o să meargă de un pickaxe. Și ar trebui să urcăm, ca să nu avem probleme. 18 jucători și 11 echipe. Mai rămâne sigur de un pickaxe? Cred că da. Din câte m-am uitat așa repede pe jur, 3. Nu mai rămâne de un pickaxe, fac. Nimic, nimic, ca să știu dacă mai au ceva. Dă-l în măsa, hai să mergem așa. Dă-l în măsa de pic. Păi goldul ăla e valoros. Mai mult gold. Crezi că o să stăm să facem măr de aur? Mai poate bine luăm mergem de la unul. Poate luăm de la unul un măr. Mai bine merge. Bă, tu ai văzut asta aici? Sau tu ai pus-o? Ce? Era un bloc de mosi. Da, eu am pus. Oată, am speriat, am crezut că e ceva spawner acolo. Hai un minut, repede, să ne tirăm. Chit că nu suntem foarte aproape. Stai, că am găsit iron. O bucată de iron mai vreau avut. Eu vreau neapărat goldul ăla. De ce? Ești in love with the gold? Ai milă... A, dar mai ai iron aici, ce bău sunt. Mai aveam 5 bucăți de iron pe care nu le pusesem la prăjit. E, asta e. Pot face eu pickaxe în curând. Hai să-ți dau armura, vin înapoi. Îți dau armura și mergem repede pe jur la război. Bam, bam. Stai un pic să fac eu o șmechere de asta, gata. Mă duc să iau. Stai că nu știu pe unde am venit, cred că pe aici. Da, am găsit. Ok, o bucată de gold, două bucăți de gold.
Și unde mai era gol? Mai mergeai puțin de acolo, nu știu, era o Am găsit. gaură unde. Am găsit gol, nu. Da, dar și ăsta, gândește-te că trebuie prăjit și începe să se scurteze. Să vezi cum... Unde mi-e armura? Vino, ia de aici. Deci, bă, sabie trebuie să-ți fac, nu? A, da. Adică, uite-te cum se scurtează border-ul, boss. Uite-te cât de repede se scurtează border-ul acum. Ce speed hack are. A, border-ul are speed hack, oameni buni, se scurtează super repede. Și se cam bată ăștia, nu? Sau și-a damage și nu e friendly fly, ăsta friendly fight activa, nu? Nu, no, nu. No. Aș fi putut să-l activez, dar aia era. A, mă, mergem așa, nu mai luăm nimic, hai să mergem așa, bag piciorul. Deja stăm prea mult, ne tocmim prea mult, hai să mergem pe ei. Se atacă, mai ales că se scurtează border-ul foarte, foarte, foarte repede. Deja a ajuns la 470, deja 30 de blocuri scurtate în cât timp, Joe? Câteva secunde. Imediat, Sneman. Ți-am spus că în 10 minute, practic, ajunge la 50 cu 50, deci trebuie să ne mișcăm. Știi că până urcăm... Oh my god. Mai bine punem blocuri sub. Zici tu să punem blocuri? Stai, mi se pare mie să fie cineva deasupra. Nu știu, dar ai repede sus, că 450 deja. Uite, văd ieșirea. I can see the light. Văd lumina. Joe deja a ajuns. Beton. Eu n-am blocuri, Joe, deci... Păi nici eu nu am blocuri. Hai să mergem așa și săpăm în sus. Dacă e și blocurile pe care le săpăm, le punem înapoi, știm. Uite așa. Bam, bam. Stai să mai sap așa de aici, de prin părți, pentru blocuri. Că sărac. Aș construi cu iron, da. Construiește cu orice. Eu o construiesc cu lemn, că nu cred că o să ne mai trebuiască foarte, foarte mult lemn în acest moment. Poate vezi că e unul sus care ne așteaptă și ne dă o bucată, ne împinge și rip. Ei, dau report. Report pentru hack. Report! Gata, boss, am ajuns sus. Unde ești? Where aici. Are you? Aici. Hai repede către mid. Vreau să mă... Oh, îl văd pe unul, îl văd pe unul, îl văd pe unul. Stai, n-am ajuns. Mă duc și îl bat singur, sper. Hai că nu se uită la mine. Ce faci, boss? Probleme în paradis? Dui! Sper că îl bați. L-am bătut. Sau a ieșit? What the fuck? Cred că a ieșit. Zice că a murit, nu știu. A murit? Vezi să nu-i foc. Cred că i-au sărit itemele, lavă, multe iteme. Dude. Ți-a dat damage? Ah, ți-a dat. Da, mi-a dat damage. Cred că i-au... Da, scrie că a ieșit. Bă, ar fi putut ieși. Poate scrie un tip că a murit, nu știu dacă era el sau nu. Na. A luat foc pădurea sau eu ar fi sărit itemele, dar n-am văzut niciun item sărind, what the fuck. Cred că a ieșit fix înainte. O fi avut hack sau ceva? Au gen auto-disconnect în shit-uri. Nu știu. Nu mai știu cum îl chema? No. Da, se vede pe filmare. Vine un coach. O, oh, da. Și știi că ia toată jungla foc și o să știe că suntem pe aici. Dar oricum e mid, deci cam tot se îndreaptă către mid. Deja border a ajuns la 365. Deci uite unde e mid-ul, Geo. Deci nu pot să cred. Insulița aia? Nu, dar e undeva pe acolo. Nu pot să cred, deci nu pot să cred. Știi că o să trebuiască să ne batem în apă, hai să facem bărci. Hai, fă repede niște bărci. Ai lemn? Stai să iau lemn. Am eu lemn, am eu lemn. Fă un crafting table. Am făcut două bărci. Ia o barcă. Ți-am aruncat o barcă, ia-o repede. Hai, mai sunt 10 playeri. Mai lasă ăla, că fac mai multe să avem acolo să fie. Nu, no, două, așa, hai. Ah, ok. Hai către mid. Și ne băgăm acolo la mid. Dude, uitați unde e mid-ul, frate. What the fuck? Unde e mid-ul? Mid-ul, holy fuck. Opa. Opa, da. Cred că cineva și-a făcut o căsuță la mid. Și cred că... Stai. Trebuie să mergem acolo, dar n-am... Ceva cu W, parcă în final. Cred că e skill aura. Patricia, nu, Patricia. A, Pat... Nu, fiață, nu. Mă duc eu, Geo. A, da, da. Dar trebuie să vii și tu. Cum facem să vii eu și eu? N-am blocuri să urc până acolo. Păi nici eu, dar uite de unde faci un rost de blocuri. Știi cum facem? Urcăm pe rând. Deci tu o să sap blocurile pe care le pun eu, știi? Și tot așa. Știi ce zic? Mhm. Dar vezi să nu mă dai jos, ai grijă să nu mă dai jos. Și stai cu shift, stai cu S-a shift. Spui, da. Sau? Dar s-ar putea să ne audă. Mi-e frică să nu sparție sub. Păi aia zic. Ai grijă. Uite-te și tu un piculeț mai de pe margine. Știi care e problema? Că multe blocuri o să cadă, dar hai că mai am eu lamp aici, ne descurcăm, boss. Mamă, deci dacă am săpa... Bă, da, să nu ne audă, aia e problema, știi? Mai sunt 8 jucători. Borderul se scurtează foarte, foarte, foarte repede. Oh, e lângă. Ai grijă. Stai? Mai bine așteaptă un pic. Bam! Săgeată în meclă!
Haha, săgeată în meclă. Direct, boss. Stai un pic. Hai că am pus un bloc aici. Construiesc cu lemn, ce să mai. Da, mă. Fiantă, vezi că m-am dus puțin tel, uite în lateral aici, ai grijă. Nu! Du-te, 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 du-te. Hai că am dat. Deci e foarte low, e foarte, foarte low. Câtă viață are? Are. A, se... Bam! Cine e cu arcul, boss? Nu te pui tu cu noi. O, oh, dar nu mai văd, nu mai văd, s-a îndepărtat. Hai că vin cu barca, vin cu barca. Hai că vin cu barca, oh my god, deci cum a o fost asta? O să moară de la, dacă nu se ridică așa. Hai că vin. Dă-te că vin. A, oh my... What? Oh my god, Joestel, ce s-a întâmplat? Mi-a dat itemele. What? Seriously? Da. Ia vezi, ai în inventarul sau ceva? Da, nu. Ce the fuck is going on? What the fuck? Un, și unde-s ceilalți? Border deja ajuns. Bă, mi-te arată cu roșu, câtă viață mai e? Puțină. Na, da, mi-te arată cu roșu. Mamă, se schimbă și culoarea acolo în dreapta, ești nebun la cap? Se schimbă și culoarea, fucking hell. Păi bă, de ce nu folosim noi? Oh my god, iarăși trebuie să urcăm. Ce ai aruncat? Ce? Ce ai aruncat? Nu știu, mi-a căzut ceva, what the fuck? Cu tremur. Vezi să nu mori necat. Nu mor necat, boss, mă ridic acum, are tot refejor. Deja a ajuns la 200. Și ce facem acum? Stăm aici? A? Cam ar trebui să vină ei aici, da. Uite-l! Spate. Fuck! Oh! Dar nu înțeleg de ce nu dă itemele, s-ar putea să fie un bug. Ha, gege. Da, nu... L-am bătut, nu? Da. Nu dă itemele, nu înțeleg de ce. S-ar putea să fie un bug. E, bug piciorul. Asta înseamnă că nu sunt capete de regina acum. Bă, dar e rău, că eu am testat și erau, what the fuck. E, nu-i bai, lasă, rezolvăm noi bugul ăsta în curând. V-am spus că secțiunea încă mai trebuie... Mai trebuie câteva chestiuni micuțe editate la secțiune. Una ar fi aceasta, mă gândesc, nu? Deci ați văzut și chat-ul. Una ar fi aceasta. Uite, să-i se n-am murit. Yep. Na bun, și ăștia o să vină aici, că deci fie antenă unde e border, Joe, noi suntem fix la 0-0, pe undeva pe aici prin zonă. Bă, i-am omorât pe ăștia, am reușit să-i omorâm și nici măcar nu, gen, nu le-am luat capetele să ne regenerăm. Deci până acum cam ce bug-uri sunt? E cam asta. Asta că nu dă itemele. Cam atât, nu? Aș spune, cam ăsta ar fi un singurul bug pe care l-am observat până acum. Altceva, nu știu. A, să modificăm, gen, să dea minerurile deja prăjite. Da, la nu-i bug, ai feature ăla, pot să-l modific imediat. Să vedem cum rezolvăm bug-ul ăsta, da, nu-i bai. Îl rezolvăm, îl ducem noi până la capăt. Știi că o să vină în curând, pentru că bordurile la 140 și scade, nu? E nașpa că ei sunt full HP. Cam și toți. Ce am arcul, boss? Mai ai multe săgeți, măcar. Bă, dacă am săgeți, e beton. Am un spate, spate, spate. Încă unul, uite. Oh. Vezi să mai unul din dreapta, mai de unul din dreapta. Skill aura? Hai că încerc să-l țin la distanță. Trebuie să da? Nu mai ratez multe săgeți. Fac piciorul. Nu, 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 n-am ratat săgeata, am nimerit, dar i-am distrus bar, că ăștia vin. Și tipul ăla are arc. Încă unul, sunt trei. Spate, sunt spate. Sunt trei. What the fuck? Sculgă la Anita. Anita, mai vrei să fii cu noi în confă, nu? Oh my god. Ai grijă, ai grijă. Nu facem timp, ne pare rău. A, v-am okay. Și să... Ce? V-am să sar și nu, fii atent, hai să vedem cum facem. Bă, ei oricum, uite... Suntem înconjurați. Suntem înconjurați. Bam, săgeată. Direct, îmi sună și telefonul, ești nebun. Stai că vine fiantă, vine Anita să-l bată pe Tavi. Și unde-i celălalt, că mai era unul? În partea aia. Vrei să te duci și tu să iei barca sau? Uite, 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 uite. Vine, vine și ăla. Mamă, mamă, ce? Intens, mi-e frică. E tens aici. Mă, încă unul în spate. Din barca, din parcă poți să-i prins combo dacă stă. Oh, da! Combo de 3, de 4, de 5, de 5000. Mai vine unul. Mai vine unul, l-am văzut, l-am văzut. Bă, ce facem? Nu știu ce să facem, să bat picioare. Dau disconnect. Border așez la 80. E deja prea intens. Bă, dar i-am scăzut foarte mult și lui Tavi și lui Pinguin. Să rămână. Tudorica, ieși de aici, că te-o stare, serios, uite, ieși. I-am dat, am împins. Uite și pe Pinguin. Pinguin, ne cerem scuze. Nu mai știu. Nu dau acum cu foarte multe săgeți, pentru că are barcă iar. Eu nu știu unde să mai dau. Nicio. Eu nu prea mai am săgeți, de-aia nu vreau să... Două săgeți, frate. Toți ăștia cam o iau la fugă, Geo. Care sunteți, mecheri? Ai și tu barcă, vreau și o barcă. N-am barcă, Geo. Du-te și dă-le măcar. Mamă, uite border-ul, dude. Deci lupta din ocean. Geo, sper că-i basc, altfel a murit Tavi. Vine Pinguin către mine. E prin multe hituri. Mai nu, vezi să mai vine unul din spate. Vine din spate? Dacă îl bat eu pe Pinguin? Îl bat eu pe Pinguin, repede? Anita, ce crezi, suntem prieteni, bă, nu? Nu, deci mi-am... Încă unul pe mine. Stai un pic că-s lângă... Nu!
A plecat barca. Oh my god, mai sunt doi care au multă viață. Anita... Împinge pe Anita să nu folosească workbench-ul. Bam! Direct săgeat Anita. Geo, vi... Oh my god, Geo, serios? Dar n-am văzut că vine. Păi nu, te, uite-te și tu stânga, dreapta. Hai, Grace, ai șanse, hai, Grace, poți să-i bați. Uite-te border-ul unde a ajuns. Îl împing în border, îl împing în border. Anita, și pe tine te împing în border. Pa, pa, și pe tine. Dude, cât de fucking... No! Oh my god, deci Geo mi-e frică. Toată lumea pe ceas crazy, Geo, rect. Oh my god, uite-te unde-i border-ul. Anita! Și? Anita, mor pentru clip, te rog. No! A câștigat Skullgirl cu Lord YTB. Oh my fucking god, ce ne-a făcut Anita aici. Of, a fost o luptă bună. A fost o luptă bună. Hai să dau half deja, bag piciorul. Deci a fost o luptă bună, oameni buni. Cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Vă aștept și pe voi aici pe secțiune, pentru că după cum puteți vedea, v-am spus că o să activăm mai multe arene dacă o să intre lume. Am activat și arena 3 și arena 8, adică încă o arenă pentru solo și încă o arenă pentru teams. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri și vă aștept aici pe server să ne jucăm împreună. Ciao, bă, eu am fost Andrei alături de toți ăștia de Achilles și din zonă. Și v-am salutat pe toți. Ciao, bă. Pa.